nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină. Să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vini de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vini de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt.
întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate, cum le-a spus. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Măicuța lui cea sfântă-l va păzi, cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri, de satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț. Și îi trage în rătăcire mai pe de satana cel smintit, ce pe creștini a amăgit ca un hoț. Și îi trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe s-a te-a dobândit, formând sectea mărgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, hulind preoția și lucrul cel sfânt, formând sectea mărgitoare de pierzătoare pe pământ, hulind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgit, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino-n Biserica Sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n Biserica Sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de ori și când. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător, azi ești tânăr și în putere, frumos
frumusețe, bani, avere, dobne de mâine-o mână de țărână, tu mai ești. Azi ești tânăr și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de mâine-o mână de țărână, tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost. Se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor, ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt,
și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 12 iulie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților mucenici Proclu și Ilarie. Acești sfinți au trăit în zilele împăratului Traian și ale lui Maximian Igemonul. Ei erau de neam din satul Caliptul, aproape de Anghira. Deci, fiind prins sfântul Proclu și mărturisind pe Hristos înaintea împăratului, a fost dat pe seama lui Maxim Igemonul și a fost cumplit chinuit. După acestea, fiind dus ca să fie omorât cu săgeți, s-a întâlnit cu nepotul său Ilarie, care s-a închinat moșului său, și pentru aceasta a fost prins de către elini. Sfântul Proclu, rănit de mulțimea săgeților, s-a mutat către Domnul, iar sfântul Ilarie, mărturisind că este creștin, a fost mult chinuit și apoi, tăindu-i se capul, a fost pus cu sfântul Proclu la un loc. Tot în această zi, pomenirea sfintei Veronica, pe care a vindecat-o Domnul nostru Iisus Hristos de curgerea sângelui și care cu pace s-a săvârșit. Sfânta Veronica era deloc din Cezarea lui Filip. Ea a fost cea tămăduită de Domnul nostru Iisus Hristos de curgerea de sânge, care o chinuia de mulți ani. În semn de mulțumire și slavă adusă lui Dumnezeu, ea a turnat o statuie de bronz ce îl reprezenta pe Mântuitorul ținând mâna unei femei îngenunchiate înaintea lui. La picioarele statuii, unde pe o placă se putea citi lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, creștea o plantă tămăduitoare de orice boală. Veronica a așezat această statuie în fața casei ei, așa încât toți trecătorii să o cinstească și să-i aducă aminte de modelul ei, Dumnezeu omul. Ducând o viață sfântă, Veronica s-a dus la Dumnezeu ca și în ceruri să se bucure de chipul Domnului. După o tradiție latină, Sfânta Veronica a fost femeia care a șters fața însângerată a Domnului când își purta el crucea spre Golgota. Chipul Domnului ar fi rămas astfel imprimat pe mahramă, care a fost considerată astfel o icoană nefăcută de mână omenească. Însă după o foarte veche scriere apocrifă, Faptele lui Pilat, Veronica era tocmai femeia vindecată de scurgerea de sânge și care, aflându-se în posesia unui portret al Domnului Iisus Hristos, s-a dus cu el la Roma, la împăratul Tiberiu. La moartea sa, portretul a fost transmis Sfântului Clement, episcopul Romei. Tot în această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea cuviosului părintelui nostru Mihail Maleinul, duhovnicescul părinte al celui dintre sfinți părintelui nostru Atanasie din Athos, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Serapion cel Nou, care în foc s-a săvârșit.
pomenirea sfinților mucenici Andrei Stratilatul, Faust Mina și cu soții lui, tot în această zi pomenirea sfântului mucenic Mamand, de cea parte la Sigmata. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Zece porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.